Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc cu Iubi că au avut amabilitatea să vorbească despre romanul ăsta. Eu vreau să spun numai câteva cuvinte. Dacă aș fi scris o carte despre chimia azotaților, fi primit la lansare să spun că sunt azotați. Am scris o carte în sensul cel mai simplu despre viață. Și eu nu pot să spun cât de importantă e viața. Pentru că asta sună la clișeu de film american. O carte a mea este exact tot ce poate fi opus clișeului de film american. În cartea asta e vorba, pentru mine cel puțin, sigur că ea poate fi citită în toate unghiurile. Și sunt probabil mai multe unghiuri. Pentru mine, cartea asta e despre niște oameni care trăiesc altfel decât obișnuiesc oamenii să trăiască altfel. Care trăiesc, au alte reflexe, trăiesc după alte valori decât valorile curente. Sunt oameni care nu acceptă moneda curentă. Și au o lume a lor. O lume care... Nu poți să spui că sunt niște neintegrați sau niște... Pentru că ei nici nu vor să se integreze. Nu poți să spui că sunt neadaptați, pentru că ei nu vor să se adapteze. Sunt oameni care resping logica lumii ăsteia și trăiesc într-o altă lume. Ăsta e rostul cărții mele. Sunt oameni care n-au Facebook. Foarte simplu spus, n-au Facebook, n-au telefoane inteligente. Nu intră în jocul ăsta în care intrăm cu toții cu pilotul automat. Vreau să-i răspund lui Radu că niciunul, dar absolut niciunul dintre personajele astea nu e construit pornind de la un personaj real. Personajele toate sunt construite de la pornind de la situații, de la situații cu care te întâlnești. Dar nu de la vreun personaj. N-am caricaturizat pe nimeni și nu e nimic caricatural în cartea asta, de fapt. Pentru că mi-am tratat toate personajele ca un bun avocat. Nu cred că mai am ceva inteligent de spus. Pentru mine e pur și simplu o carte despre viață scrisă din perspectiva morții. Și oricât de patetic sună, e o carte pe care am scris-o ca să mă îmbrânzesc moartea. Pentru mine are o miză mare. E și ceva comic în ea, e și ceva parodic în ea. Pentru mine lucrurile astea sunt secundare. E și sarcasm, și sarcasmul e secundar. Dar nu cred, eu cel puțin, nu cred că pot să spun lucruri grave fără să râd. Fără să râd de alții și fără să râd în primul rând de mine. Nu pot să spun lucruri grave. Nu am, structural, nu am solemnitate. Nu am solemnitatea celui care declamă lucruri. Mă simt și puțin stânjenit că aici a fost înaintea ta evlavie. Eu nu am în mine evlavia asta, trebuie să o mărturisesc deschis. Și nu cred că, pentru mine cel puțin, lucrurile grave nu sunt atacabile decât din unghiul unei autoironii, cum să spun, consubstanțiale mie, unei autoironii constitutive. Asta e tot. Eu zic că merită să citiți cartea, dar în fine, asta e o chestiune personală, e o părere a mea subiectivă care merită să citiți cartea. Vă mulțumesc!